Dar nu toate vedetele au fugit în vacanțe exotice, pe plaiuri îndepărtate. Unele au rămas acasă și se distrează de minune unde credeți, pe străzile capitalei. Ina și Antonia, de exemplu, au ieșit la plimbare cu bicicletele. Dar ce show au făcut! Sunt printre cele mai nonconformiste vedete de la noi și nu se sfiesc să-și arate adevărata lor față ori de câte ori au ocazia. Ina și Antonia s-au plictisit acasă și imediat au găsit activitate. Au ieșit împreună la o terasă unde au luat prânzul și un desert delicios. Iar apoi n-au stat prea mult pe gânduri. Au luat două biciclete și au ieșit prin București, fără o destinație anume. Nemachiate și îmbrăcate lejer, Ina cu o pereche de blugi scurți și un maiou, iar Antonia cu o bluză cu mânecă lungă și pantaloni scurți. Au zburdat toată ziua cu bicicleta pe străzile capitalei. Cele două cântărețe sunt prietene foarte bune și petrec destul de mult timp împreună, așa că niciuna dintre ele nu s-a grăbit să ajungă acasă, chiar dacă pe Antonia o așteptau iubitul Velea, dar și copilașii. Au umblat hai-hui până când s-a lăsat seara, moment în care Ina s-a mai îmbrăcat puțin, semn că vedetei i-a cam fost frig. Una peste alta, cele două vedete au petrecut o zi memorabilă.